În numele Domnului deschidem programul de după aceasta cu imnul 120. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta ca să-ți mulțumim că până în momentul de față ai fost cu noi. Îți mulțumim pentru viață, îți mulțumim pentru sănătate, îți mulțumim că tu ne-ai condus în locașul tău unde vrei să ne înveți. Te rugăm deschide inimile noastre, gândurile noastre ca să primim cuvânt, cuvântul direct venit de la tine. Te rugăm binecuvântă vorbitorul și ajută-l ca să transmită mesajul potrivit inimilor și gândurilor noastre. Te rugăm, rămâi cu noi. În numele Lui Iisus te-am rugat. Amin. Mă bucur să ne vedem și în după amiaza aceasta. Deci să facem o recapitulare. Parola pentru fericire. Vineri seara am discutat. Parola pentru intrare în cer am discutat. Și astăzi vom avea, astăzi, în după amiaza aceasta, parola partenerului de viață. Parola partenerului de viață. Toate sunt importante. Vă spun, fără o parolă, ești nefericit. Așa că parola partenerului de viață. unde am luat masa am promis celor care am servit masa că o să spun o experiență când m-am bătut cu o vrăjitoare, să ridicați mâna dacă cumva mă scap și uit de treaba asta. O, o experiență reală când m-am duelat cu o vrăjitoare în o vrăjitoare de adevăratele la nivel național. Așa, dar asta când îi vine rândul. Căutăm Permanent loc, locul nostru, atât ca locație cât și ca social. Unii par să se simtă bine, unii caută toată viața, fie în Franța, fie în Italia, fie în Germania, fie în America, alții de-abia la 2 metri sub pământ își găsesc liniștea. Omul, când apare, pare să nu comenteze. Uh, și în primele 9 luni este într-o zonă de granițe în care el stă fără grijă. Uh, oxigenul îi vine, hrana îi vine, îmburtică la mămicuța și totul este bine, căldură, ca în California. Așa, acum știu cu ce <gântu -i> uh, fac comparație când copilul este uh, în uh, cea mai frumoasă viață a lui. Uh, fără multă carte, când trece de la, de la viața intrauterină la viața extrauterină, plânge copilul. Oarcă ar ști că nu-i convine viața și plânge și face protest și zicând nu-mi convine viața aceasta. Dar ne bucurăm că plânge copilul pentru că primește o notă bună, apgar, între 8 și 10 nota. Virginia Abgar este un doctor care a confecționat, să zic în cercetarea ei, o scală pentru notarea, notarea nașterii. Și în termenii populari, noi întrebăm, a plâns copilul la naștere? Da, e bine, e bine. Cu alte cuvinte, a protestat. Un lucru interesant pe care l-am auzit. Într-o cercetare, când eram la o conferință științifică făcută de un cercetător în domeniul uh, copilului, nașterilor, se spune că cei care au o naștere normală au, au o putere de rezoluție, de rezolvare în viața lucrurilor mai mare ca cei care se nasc prin Cezariană. Deoarece în. Uh, în nașterea normală, nu numai mama suferă, nu numai mama muncește în travaliu, și și copilul are de luptat. Nu este cazul la toți, dar așa se spune. Uh, Plusurile și minusurile se găsesc în viața de toate zilele datorită educației parentale. Și de ce nu datorită șansei sau binecuvântării, cum vreți să luați, a partenerului de viață? Complementarizarea soțului cu soția ține de înțelegere și toleranța diferențelor. Am avut la o consiliere odată o româncă cu un indian. Pu! Uh, poliopuși, polio opuși ea ortodoxă, ea el o religie hindusă uh, și îl întreb, uh, cum, cum, merge travaliul căsătoriei? Erau? După 3-4 ani de căsătorie aveau deja un, un copilaș <laughs> și zice, ca să o înțeleg pe nevastă mea, întrebe cred că trei vieți. <laughs> da, Și se nasc din același popor și ies, ă, ies ă, necazuri. Toleranța este unul din elementele de care avem nevoie pentru o complementarizare bună. În multe cazuri primesc telefon de tipul acesta, frate duță, domn profesor, vin și eu la dumneavoastră cu copilul, nu mă mai pot înțelege cu el. Știți ce? Are ADHD. Este prea rapid, este prea, prea năzdrăvan, nu-l mai pot ține. Doamnă, veniți. Cel puțin în România nu cunosc aici 90. Eu spun aproape 95% din acest uh, să spun, acest diagnostic de ADHD e pus greșit. Uh, și îl punem ca să liniștim situația. Și ce vrei, să stea liniștit? Îi dăm o pastiluță, stă liniștit, îi facem și un pic de terapie și copilul doarme dolce vita. Și peste două luni de zile dai telefon. Frate Duță, parcă e prea bleg. Făceți-i ceva. Vreau să abordez în această, în această, oră, în această după amiază, o problemă foarte sensibilă pe care am găsit-o nu neapărat în cărțile pe care le-am citit și în urma consilierilor pe care le-am făcut, în complementarizarea, în relația soțului cu soția. Problema aceasta este ritmul de viață. Ritmul de viață. Temperamentul, elementele de viteză și de acțiune primesc un mesaj. Primesc un mesaj de la un băiat. Îl simt așa, un tip îmi trimite un mesaj, nu știu cum era. Dar așa mi-am imaginat eu. Stătea în pat, picior peste picior, așa americanește, picioarele puțin mai sus, un pic cu burtă, așa îl simt pe el, așa, și înscrie mesajul. Frate Duță, vreau să mă însurați și pe mine. Vă rog frumos să-mi dați o nevastă să nu fie așa de rapidă. Să nu se trezească dimineața de vreme și niciodată să nu-și termine treaba. El mi a spus multe despre el. Uh, elementele de ritm de viață sunt, uh, sunt niște probleme pe care, delicate, din care pot să iasă scântei. Doamne, care este ritmul de viață normal? Și Dumnezeu zice, ia citește în a, în a doua, petru, trei copii și se arăt eu ritmul de viață normal. Și scrie aici. A doua, Petru 3 cu 8. Dar prea să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Doamne, vii asta! Da mă băiatul, într-o mie de ani ajung. Cum stau lucrurile? Vreau să stăm de taină în după amiaza aceasta și să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu în managementul timpului nostru de reacție. Care este parola pe care o cere Dumnezeu în complementarizarea soțului cu soția? Vă povesteam de unchiul meu de la Viena, cred că cu o seară, cu săptămâna trecută înainte. Are 80 și ceva de ani, profesor de sport, o viață întreagă a fost profesor, a alergat, antrenor, arbitru de box. A fost un tip care a, a mers mult, a mers mult. Mai mult decât atât, e rezonanță în sufletul meu pentru el că îl simt ca pe tata și îl iubesc. Nu pot să spun că e tata al meu, dar îl iubesc ca pe tata. El m-a și sponsorizat la la facultatea 2 teologie. Și mi-a asigurat toată facultatea plata taxelor și a cazării la București. Și îl iubesc mult, dar nu numai pentru asta. Îl iubesc că e unchiu Sandu. Unchiu Sandu îmi dă telefon și îmi zice, "Mă dane, tu înainte veneai la Viena și o dată pe lună." Că era aproape, mă urcam în mașină și într-o zi acolo. Acum te duci în Italia, te duci în America, te duci în Franța, te duci în Germania, m-ai uitat. Am izbunit în plâns și am zis, Doamne, e primul lucru care trebuie să se întâmple ai tăi din casă. Ce faci, unchiu Sandu? Mă, Dan, eu nu mai pot să mă ridic din, din scaun. Nu mai pot. Am Parkinson, știu de lucrul ăsta, dar Parkinsonul este o boală degenerativă care, care l-a făcut să, să, să stea, să stea în, în scaunul, nu cu rotile, în fotolul lui. Se deplasează la toaletă cu. cu da, bastonul și cu cadru. Am zis, tată, șapte zile suntem la un sandu tata imediat, fratele lui cel mic, cum să nu mergem? Am luat mașina, nu m-am dus cu avionul special, fac 10 ore, 12 ore până la Viena, să am timp să vorbesc și cu tata în mașină. Că mă duc la țară, tată, făină ai? Bun, pune asta, mă, ce mai îți trebuie? Niște brânză. Mă duc aminte că am mâncat brânză la, la, mine, la țară. Și zic, bă, tată, ce brânză ai, pui aici, mă? Ce e asta? m-am cumpărat-o de la piață, mă, Dane. Eu când mă duc la Cora, la magazin, la Coțco, cum ziceți dumneavoastră, îi zic Doamnă, dați-mi și mie un kilogram de brânză. De care? 50 de feluri erau acolo. Doamnă, din lapte aveți? Ah. Totul e din prafuri. Spunea că firma X, să nu dau un nume ca să fac antireclamă, care dă tone de iaurt, lapte pe piață și brânză și de toate și toate lactatele, nu intră un gram de lapte acolo, de vacă. Păi, nici nu mai cunoșteam gustul de lapte, de brânză normal. Și îi zic, hai, punem niște brânză de asta naturală de aici, de vacă, și mergem la un Nu știu ce am mai luat, în sfârșit, niște ceva original. Am plecat la un chiusandu, ne-am dus acolo, 12 ore, am mers pe drum cu mașina și îmi povestește un V-am spus, am făcut terapie cu el, nu am făcut terapie. Știți ce am făcut? L-am iubit. Atât am zis glume, am discutat acolo și după șapte zile se ridică din, din cum îi spune, din, din scaun fără niciun ajutor. I-am tăiat unghiile. Am avut onoarea să-i tai unghiile, nu putea să-l încalț, să-l spăl pe picioare. M-am simțit onorat de lucrul ăsta. Mi-am adus aminte când am luat odată Sfânta Cină la o comunitate de, de lângă București. Era un om care nu prea luau sfânta cină cu el, uh, oamenii avea niște picioare puțin mai... Mai, mai în vârstă. M-am plecat și îi spun, unchiu, îmi dați voie să vă spăl picioarele. M-am plecat jos, i-am spălat picioarele, dânsul n-a putut să se plece să mi le spele. Nu a fost nicio problemă. Și după am spălat picioarele, am dat sfânta cină, n-am știut nimic de dânsul prea multe. După doi ani de zile primesc un telefon. Alo? Domnul Duță? Da? Sunt fata bătrânului care i-a spălat picioarele. Veniți la botezul meu? Era o doctoriță. Știți ce sunt gesturi de dragoste pe care noi le facem, care sunt mai puternice decât orice pastilă și orice terapie de la nu știu ce psiholog. Și îmi zice un Sandu și vreau să vă trimit, Dane, spune oamenilor pe unde te duci, eu sunt în vârstă și stau și mă uit pe geamul ăsta și văd un turn acolo de unde ne vine apă caldă și m-am săturat de turnul ăla, m-am săturat de turnul ăla pe care îl văd spune-le oamenilor să se viziteze. Și mai fac terapie cu oameni din Austria și de multe ori le spun că plata este să se ducă să-l viziteze pe un chisandu. Și dă telefonul în și zice, știi, un băiat m-a sunat să-mi ceară un număr de telefon și zic, mă, Mirciulică, mă, mă, tu nu mi cer mie telefon să... Tu vrei să te însori? Păi da, Dane, da, ai ceva? Cum să nu? Fata care i-am dat-o cu aia este căsătorit. Și acum se duce pe la un Sandu și îi cântă, îi, îi cântă cântări. Îl vindecă. Frații mei, este egal cu, cu procesul mântuirii să ne vizităm și să ne iubim unii pe alții. Să ne ajutăm unii pe alții. Roata morii se învârtește. Și când ajung, nu, nu vă spun că sunt bătrân, dar văd la alții care nu mai pot să, să, să poată să deplaseze de acasă. Ce bine e când cineva bate la ușă. Parcă să vindecă, uită de boală, faceți lucrul acesta cât se poate. Preubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul O zi. Este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Bărbații se întâlnesc de multe ori cu situația în care suntem, Ioje și cu Loredana știu că, ce să văd, vă dau de exemplu, acum trei săptămâni și-au jurat, dar cum că toți v-ați jurat, la 11, stau lângă tine, te aștept toată viața. Unde te duci tu și eu după tine? Și soțul a așa, și soția, țineți minte. E textul scris în Biblie, așa ați promis. Atenție, îmbrățișarea asta, 45 de zile, după 45 de zile eu trimit scrisoare, trimit mail să știu dacă se întâmplă lucrul ăsta. Așa, Te aștept, te aștept, te aștept. Pleacă de acasă el, se urcă în mașină, cum aveți, garaje, unde vezi. În timp ce face pasul spre mașină, îi spune soției, vezi uh, că eu sunt la mașină, sper să nu te aștept o jumătate de oră. Mă, pe sabatul ăsta i-ai spus cu aștept toată viața. Situația de marcă pe care am găsit-o de cele mai multe ori în, în comentariile dintre două persoane sunt, știți ce, m-am săturat. E cuvântul care îl, îl copiem și îl spunem, m-am săturat. Păi ce s-a întâmplat? Păi știți ce, nu știu, dar m-am săturat a fost o picătură care a umplut paharul. Știți din ce este umplut paharul? Din picături. Și pe urmă vii la consiliere și începi să mături și să dai la o parte toate, 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 toate picăturile să vezi cu ce picătură a început. Căci Dumnezeu spune și cred că fiecare primis textul acesta atunci când faceți jurământul și astăzi îl primiți din nou, pentru că s-a făcut jurământ în toată biserica, să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci, nu lăsați ca picătura să se adune. O picătură, două, trei, patru... Și pe urmă te neci și spui, m-am săturat. Uh, elementele minore... Fără multă energie de timp, pot strica construcții maritale. Acum, nu vreau să-l să, să vedem pe Isus Hristos. Isus Hristos care are temperamental, îl, îl, îl văd că are din toate temperamentele. Omul care stă calm. Îl văd cu femeia când este prinsă în adulter, și de fapt pușca nu era în femeie, deși, deși pietrele erau ca să, să arunce în femeie. Nu era femeia ținta. Uh, ținta era Isus Hristos. Și Isus Hristos stă calm, 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 și la un moment dat zice: Cine este fără de păcat? Să arunce primul cu piatra. Și toți pleacă. Un matematician îl văd pe Isus un om calm, un om care știe să se ridice, un om care stă în furtună și nu se clatină. Dar văd temperamental pe Hristos, așa l simt eu la, la templu, când intră și spune, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari și varsă uh, mesele schimbătorilor de bani acolo. Îl văd pe Isus Hristos temperamental. Nu vin să împușc temperamentul activ al unor persoane. Dar vin să-l înțelegem. Vin să-l înțelegem. Vin să-l acceptăm. Corecția față de partener și față de copil trebuie să se dezvolte atât emoțional cât și cognitiv. Să dau exemplu pentru copil. Copilul este în biserică, face o mică prostioară, varsă un pahar cu apă și hmm, cine primește pata? Tata sau mama? Și ca să mă scap de pată, acționez la copil. Nu se acționează atunci la copil. Nu. Se acționează când eu sunt calm. Nu când sunt nervos. Și corecția la copil este atunci când nu sunt în prezență mai multe persoane. Discuția cu copilul trebuie să aibă loc aparte. Nu vă spun că eu nu am greșit? Vă spun și din greșelile mele. M -au, m -au, uh, copiii astăzi, uh, tinerii, mi-au pus câteva întrebări foarte, foarte deștepte. Ce facem când greșim? Uh, când, uh, când avem eșec, Asta, e, asta a fost uh, cuvântul. Învățăm o lecție din eșec. Învățăm să nu mai repetăm eșecul. Dumneavoastră, aici în America, ați învățat o lecție. Școlile costă și costă mult, am înțeles, zeci, mii, sute de mii de dolari. Și lecțiile vieții costă mult. Este posibil ca o lecție de viață să ne coste un an, doi ani, trei ani, patru ani sau mai mulți? Am mers greșit într-o, să zic așa, într-o direcție și după aceea m-am trezit unde sunt. Sunt oameni care după, ze după zeci de ani s-au întors în biserică și s-au căit că au... Dar lecția au plătit-o. Au copii departe de biserică, poate. Lecția o plătim, să știți, pe pământ și se plătește scump. Doresc să discutăm nuanțele sensibile ale duelului interpersonal. Există două dueluri importante în viață. Unul Interpersonal între mine și o altă persoană, și unul intrapersonal cu mine însumi. Amândouă sunt importante. Vreau să discutăm acum, în, în ora aceasta, despre duelul interpersonal între părinte, copil, părinte, soț-soție. Fiecare om are granița lui permeabilă sau mai puțin permeabilă. Observați cum Dumnezeu, în știința Lui, în inteligența Lui, în măreția Lui, ne învață granițe. Copilul este în burtică. Și acolo are granița lui. De copilul cu piciorul pe la 3-4 luni și zice, mama, pune mâna. Și tata zice, îl fac fotbalist. De ce? Câștigă bani mulți. Copilul nu face lucrul acesta. El își testează granița. Copilul este născut, este pus în pătuț, într-un pătuț. Am văzut acum în America, în sfârșit, foarte interesante pătuțuri, face și ca mama, face și ca tata, de toate, copilul nu mai știe cine e mama și cine e tata. Eram într-o familie, în... departe, nu știu, de așa, și fain eram Păi era un, un pătuț așa fain, îl dădea cu telecomanda, tata stătea în, în, altă cameră și îi cânta copilului, de acolo îl auzea dacă, dacă vorbește, dacă, în sfârșit. Stăteam și mă uitam, bă, săraca mămica, mă legăna pe, pe picioare, mă legăna pe picioare. Acum am văzut în România și în România, îi ducem la grădiniță și avem tableta la noi sau avem telefonul la noi, intrăm pe internet și vedem ce face copilul acolo. Se joacă cu broscuța, cu căluțul și vine tata, vine copilașul acasă și, zice, tati, să spun ce a făcut broscuța cu căluțul. Dar, tati, zice, știu ce a făcut. L-a -a bătut căluțul? Bă, tati, dar tu le știi pe toate. Mă, tati, dar eu cu tine nici nu trebuie să comunic, că tu ești uh, mama omida. Și astfel tăiem legătura pe care a lăsat-o Dumnezeu să vorbim cu copilul, că intervin mediatorii, intervin mediatorii, lucrurile electronice, lucrurile care au viața lor, dar nu au simțământ și nu au emoția lor. Și este important, îmi, îmi spunea cineva ceva, am avut o șansă să vizitez spitalul de la Loma Linda și să intru, aveți o bijuterie aici, o bijuterie. Și părinții stăteau cu copiii acolo, chiar dacă era vorba de intervenții chirurgicale, părinții permanent ca el, copilașul, să simtă iubirea maternă, să simtă căldura maternă, este important lucrul acesta. Bunicul meu n-avea decât 8 clase, bunica a 3 clase avea și așa proceda și nu știa psihologie. Noi știm acum și nu mai facem așa. Copilul se naște și îi se pun granițe. Observați ce s-a întâmplat la nașterea lui Adam. Dumnezeu i-a stabilit granițe. I-a stabilit granițe. Aici ai voie să faci, aici nu ai voie să faci. Dacă faci, te costă. Și eu plătesc taxa lui adam. Și eu o plătesc. Este indicat să oferim socializare copilului. primam un telefon uh, acum vreo trei, înainte de a pleca în țară, de faptul un mail. Și mă întreba ce să fac, are patru, patru ani copilul să las la grădiniță sau să nu-l las. Există problema delicată pentru agresiune, agresiune verbală, agresiune vizuală, fel și fel de probleme care pot apărea la grădiniță. Însă, într-adevăr, noi putem să-i obturăm și socializarea de care are nevoie. Decizia tot părintele o ia. Însă, uitați cum de multe ori noi îi punem granițe copilului fără să ne dăm seama. Andrei? Da. Îmbracă-te că mi-e frig. Mănâncă că mi-e foame. Nu pot. Doctorul de familie al nostru, o doctoriță pediatră, când am crescut-o pe Thais, ne-a spus, așa ne-a învățat și nu știu, am simțit că a venit un, un sfat foarte bun. Nu-i da să mănânce de când, când este foame. Nu, băgați în el, băgați în el. Nu sunt doctor, să fac doctor pediatru, să fac să fac sfatul acesta. Ăsta l-am primit și l-am conservat eu. Granirțele sociale au o rădăcină educațională. Ce m-am bucurat când am plecat prima dată într-o excursie. Eram în clasa întâia și profesoara, învățătoarea, învățătoarea mea, ne zice astăzi vom învăța despre stalactite și stalagmite. Uite, stalactitele și stalagmitele se, se formează în peșteră. Peștera este o groapă adâncă în, în munte. Mă copii, ați vrea să vedeți cum este o peșteră? Da, am vrea să vedem. Vreau să fiți atenți la ceva. Am vrea să vedem. Păi, peste două săptămâni este organizată o excursie, eu am făcut școala la Craiova, este organizată o excursie la Peștera Muierii. Yes! Cât ne costă? 50 de lei. Mă duc la tata, tata era, era lucra la un institut de cercetări miniere, mama era asistent medical și ne asigura plata pentru cele necesare școlii și îmbrăcăminte și mâncare. Nu era nicio problemă. Și mă duc la tati și zic, tati, am și eu nevoie de 50 de lei să mă duc în excursie. Știi de ce, tati? Vreau să văd stalactite și stalagmite, vreau să le văd. Îmi dai? Îți dau. Dar îți cer ceva. Ce îmi ceri? Uite ce îți cer. Se termină telejurnalul și stă cu mine de vorbă să nu mănânci în autocar, să asculți de învățătoare, să, să, nu te urci pe munte, să nu te bați cu copiii, să nu asta, să nu asta, vreo 10 lucruri, nu o mare lucru, nu, lucruri uh, grele. Gata, tati, dăm banii. Da, banii, mă duc, mă scriu, eram pe locul 2 pe listă și în fiecare seară, după ce se tele, termina telejurnalul, tata mă chema și încea, Dană, ia vino. Iată în ce trebuie să faci. Uite asta, asta. Într-o seară a uitat să-mi spună să nu trec prin fața autocarului și zic, tati, asta ai uitat-o? Da, da, da. Bine, bine că ți-ai adus aminte. Și le, le învăța să pe din afară. Vreau 10 lucruri mă rugase. E, vine și plecat în excursie. Aveam nevoie de două lucruri. sandvișuri și mai aveam nevoie de bani banii pe care îi aveam eu în minte ca să-i am în buzunar era 100 de lei neschimbată. Îmi doream 100 de lei neschimbată, știți, cu... Așa, văd că n-ați uitat. cu Nicolae Bălcescu. Și trebuia să-i spun tata că aș vrea 100 de lei. Nu trebuie trebuia 100 de lei. Dar voream și eu 100 de lei în buzunar. Așa, cu Nicolae Bălcescu. Eram în sfragerie, mă jucam pe acolo, și aud dintr-o dată tata și mama vorbeau despre mine în dormitor cu ușa deschisă. Cornelia, zice tata, câți bani să-i dăm la copil? Mama zice șaptezeci de lei. Saul zice, tata zice, îi dăm o de lei. Mă duc la tata să cer bani ne luăm cu treabă pe acolo, tot seara respectivă, după ce îmi spune cele 10 lucruri, mă, Dane, câți bani ai nevoie? Mă, tati, eu știu, în gândul meu, că ai zis în cameră. <laughs> N-am zis așa. Și zice tata, mă, ți ajung 100 de lei. Da, exact la ăștia mă gândeam și eu. <laughs> Bine, mâine dimineață o să iei. Dimineața mă trezesc, semișurile erau puse de mama, Și mă duc la tata că așteptam bani. Fără mâncare mai stăteam, dar fără bani nu mă simțeam eu bine. Stabilitate, echilibru, știți dumneavoastră cum este. Așa. Și mă duc la tata, zice, da. Îi scoate din portofel, dane, poftim. Își cer un singur lucru. Să nu-mi numele. mă cheamă Duță. Nici Mihai Viteazu, nici Ștefan cel Mare, nici Ceaușescu, că era pe vremea așa, nici Eminescu, nici Sadoveanu. Ce nume e ăsta, mă? O fi important. Toată excursia m-a gândit și de atunci vă spun sincer și astăzi mă gândesc. Tata mi-a spus, ai grijă să nu pătezi numele. Dumnezeu a spus, Mă copii, vă dau drumul în lumea aceasta, vă cer 10 lucruri. Aveți grijă să nu împătați numele. Să știți că adicțiile apar datorită granițelor difuze. Repet, vreau să înțelegeți. Adicțiile, dependențele la drog, alcool, fumat, tam, 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 psihosexuale și altele, apar datorită granițelor difuze. Dați-mi voie să fac un pic de, de comentariu aici și dacă vă supărați, e treaba dumneavoastră, dar nu intrați în cer. America este o țară a libertăților. Și împușcăm cât de cât România că suntem mai restricționiști. Și așa este. Frații mei, eu nu cred că America e mai liberală decât România. Când văd cum se plânge că nu plătești un bil de 50 de dolari și îți vine a doua zi 100. Nu văd cum se plânge când, uh, când uh, banca vine să-ți ia casa. Sunt restricții. Nu le vedem. Sunt ochii tulburați, dar restricțiile sunt. Și să știți, unde nu sunt restricții, e rău. Unde nu sunt restricții, e rău. Și sunt restricții în plan financiar și e bine să fie și în plan moral. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Doi. În momentul în care restricționăm și noi ne plimbăm într-un într cadru, dacă noi punem granițele prea abrupte, este altă psihopatologie și anume omul își dorește sinuciderea. Deci, cu, trebuie, cu mare performanță trebuie să zidim granițele copiilor noștri. Nu liberal total, dar nici restrictiv. A murit nu de mult, pentru că sunt craiovean și l-am iubit pe un fotbalist de acolo, dacă ați auzit Costică Ștefănescu. Era apărător, mi-aduc aminte era un, un tip moral. La un moment dat văd în ziar în presa acum câteva luni de zile Costică Ștefănescu s-a aruncat de la etaj și a murit. De ce? Pentru că la un moment dat a avut niște ziduri peste care n-a mai văzut. Zidurile știți ce sunt? Pot să fie bolile, ziduri pe care eu nu le pot controla. Dar când sunt granițe difuze, atenție ce se întâmplă, libertate la maxim, omul își pune graniță. Ția de drog și drogul e graniță, rea de tot. Vă spun, terapia de drog. Îmi doresc să nu am pacienți cu terapie de drog. E pe multă perioadă de timp. Doi, alcoolul, fumatul uh, și altele sunt. E libertate. Fă ce vrei. Dar eu îmi pun granițe, mă înțelegeți? Granițele trebuie performate de tata și de mama. Astfel încât nu libertate totală, dar nici abrupte. Să nu mai văd nici în stânga și nici în dreapta. Amândouă sunt contraindicate. Da, trebuie să nu uiți de, de vrăjitoare. Aș vrea încă ceva la subiectul acesta. Parola pe care vreau o dezvolt în momentul acesta este elementul de toleranță vis-a-vis -vis de partenerul meu de, de viață, de reacția lui de timp, reacția lui, viteza lui. Mă enervez că ești prea lent și tu ești prea rapid. Spuneam un, un american, a venit în România și m-a dus la cursurile lui, era penticostal, clinician psiholog. Un tip de toată cinstea, mi-a plăcut de el, și, și eu am fost tratat foarte frumos la cursul lui, spunea așa, 80% din populație în cuplări este temperamental opusă. Adică un soț este mai temperamental, altul e mai melancolic. Și nu e rău pentru echilibru. Și îl întreb, domn profesor, dar dacă este, sunt amândoi la fel, cum se echilibrează? Dacă există Dumnezeu, Dumnezeu găsește echilibru. Ați intrat în case în care vedeți copiii care sunt, părinții sunt liniștiți, copiii, pou, niște vipere, niște cățeluși, pe acolo aleargă. Dumnezeu găsește echilibru în familie și face să fie bine. Când există Dumnezeu în familie? Dacă există Dumnezeu în familie, echilibru, Echilibru există, iar parola toleranței vis-a-vis -vis de timpul de reacție, care sunt foarte importanți în acceptarea partenerului, în acceptarea partenerului de viață. Aș mai vrea încă vreo cinci cuvinte să vă spun, fiecare cuvânt costă vreo 20 de minute. <laughs> Știți, mai îmi permis să glumesc că știu că țineți de glumă, dar eu în glumă spun adevărul. <laughs> da, nu, nu depășim. Pe axa timpului între nimic și nu mai este, între concepere și moarte, Vreau să plim cursorul la câteva nevoi importante. Nevoia existenței. Nevoia existenței. Copilul se naște și plânge spunând în țipătul lui. Exist! În orice formă de abuz se diminuează această nevoie a existenței. În orice formă de abuz. Și se activează dorința de suicid. Îi ia păpușa de acolo sau îi ia trenulețul. Sau nu îl cumpără mai bine nu mă nășteai, de ce mai ai născut? Mă, da de unde știe el treaba asta? Transgenerațional, această, această nevoie a existenței o avem de mult timp. Știți ce zice Iov în capitolul 3 cu 3? Blestemată să fie ziua în care m-am născut. Și și uitați cum lucrurile încep să degenereze. Mai bine nu mă căstoream cu tine, mai bine nu cumpăram mașina asta, mai bine nu cumpăram casa aceasta și negativăm toate elementele acestea existențiale în loc să pozitivăm și să scoatem pozitivul din elementele și din lecțiile vieții. Nu-mi permit să dau o conștientizare a vieții mele, pentru că mi-e imposibil să, să fiu conștient la 0-3 ani. Dar vreau să vă dau un exemplu de la sora mea. Sora mea este mai mică cu 4 ani decât mine și am participat, am participat cu vârsta care o aveam la creșterea ei. De mine a avut grijă mama-tata, din când în când bunicul, mai era o bună baba Ioana, baba Ioana a avut grijă și de știți de cine de Tavi, de Tavi Poenaru. Deci l-a îngrijit pe el, pe urmă m-a îngrijit și pe mine, baba Ioana. Așa, A, țin minte, țin minte că mă plimba pe malul Jiului, acolo m-am născut și eu și, și validă, în iață, la fel, tot suntem din aceeași oală. Așa, A, și, și lut. A, cresc cât de cât, ne mutăm la Craiova, se naște și sora mea tot la uh, Târgu Jiu, dar ne mutăm la Craiova și începe creșterea ei. Probabil că mama nu și-a permis să ia mai mult concediu de 2 ani de zile cât se dădea în România, uh, era asistentă, tata lucra și el avea nevoie, probabil aveam nevoie de bani, nu-i condam și le mulțumesc părinților mei pentru toate lucrurile bune care le-au făcut și pentru greșelile care le-au făcut. Uh, și Uh, îmi dau seama că mai venea bunicul, nu avea timp să vină bunicul, dar a fost o perioadă din viață când se întâmpla următorul lucru. Uh, sora mea rămânea singură acasă. Uh, da, nu este voie aici. La noi era o lege că aveai voie. <laughs> Însă nu era singură. Mă, nu era singură. Rămânea cu cucu. Aveam un ceas care din jumate, știți, din jumate în jumate de oră făcea cucu, cucu. Și spuneam, Mihaela, tu rămâi cu cucu. Pleca mama la 6.30, pleca tata la 7.25, plecam eu la o fără 10 și îi spuneam, Mihaela, rămâi cu cucu. Eu la 12 vin, 4 ore, vin imediat de la școală, 10 minute. Veneam de la școală. Veneam de la școală, copiii se jucau. Păi eu erau copil, 7-8 ani îi spuneam, Mihaela, rămâi cu cucu. Mă ducea să mă joc, două venea mama, două treizeci venea mama, venea repede la lecții. Ascultam de părinți, nu știu de ce, de frică sau de dragoste, dar ascultam. Și veneam. Mi-aduc aminte că văd că o îmbracă pe, pe, pe sorul meu, o îmbracă frumos și se pregăteau de o vizită. Eu înscriam la matematică, scriam la matematică și vedeam că nu termin și ei sunt îmbrăgați gata și zic, tati, vreau să merg și eu. Da, vine Mihai la mine, Lasă că stai cu cucu. <gătă -i> Roata morii se învârtește. Frații mei, am crescut mari. Sorul meu e profesor de engleză, eu stau la, la Câmpina, e căsătorită cu un pastor, eu sunt la București și părinții ne dau telefon când veniți pe la noi? Și noi știți ce le spunem? Nu le spunem așa, dar așa se înțelege. Știți cum? Așa se învârte, așa se învârte, se îmbârte roata. Nevoia de siguranță. La naștere cordonul ombilical se taie, acest element este simplu de făcut de un specialist. Dar să știți că am întâlnit că avem nevoie să tăiem și cordonul psihologic ombilical. Am avut la terapie o domnișoară de 10 ani care, care încerc să mă cer cu timpul, asta vreau să mai tacă timpul, dar nu se poate. Voi depăși, să știți, voi depăși nu multe minute. Și o suna pe mama ei, o suna pe mama ei din 5 în 5 minute. Din 5 în 5 minute. Mai că s stătea la 200 km distanță de București, zice, frate Duța, am venit la dumneavoastră, vă rog, rezolvați-mă într-o ședință ca să nu vin să facem terapie cu ea. Zic, băi, nu sunt mafalda să le rezolv, dar m-am străduit câteodată mi iese dintr-o ședință să se rezolve. Și am încercat, m-am jucat un pic cu ea până am prins soluția rezolvării. I-am desenat un cerc mare și uite, asta e mămicuța, am desenat un cerc mic, aici ești tu înăuntru și tu trebuie să ieși afară. Dacă nu ieși afară, cineva va trebui să moară. A început să plângă fata. Dar e normal, la naștere se plânge. Mi-a părut rău că și eu am fată. Pleacă acasă, Desenul respectiv îmi spune maică-sa că l-a pus pe, pe perete. Din momentul ăla nu a mai dat telefonul maică-sa. Uh, vedeți, sunt elemente de siguranță pe care noi le avem și pe care noi încercăm să le găsim. Ne asigurăm, nu spun avem nevoie de asigurare. nu credeți că îmi asigurările, nu. Uh, ne facem diferite elemente de siguranță. Cu case, cu chirii, cu una, cu alta. Frații mei, siguranța numărul unu este Dumnezeu. Siguranța, repet, numărul 1 este Dumnezeu. Siguranța numărul 1 este Dumnezeu. Ce înseamnă asigurat la Dumnezeu? Înseamnă să ai o relație zilnică cu Dumnezeu. Așa cum am spus, începem cu o terapie care în fiecare zi facem acest lucru. Frații mei, poate a zice că este o joacă treaba aceasta. Îmbrățișare în fiecare zi, patru, cinci, aia frate du hai că astea chestii de copii. Nu e o joacă. Credeți-mă, nu e o joacă. Lucrurile mici, buturuga mică răstoarnă carul mare. Faceți lucrul ăsta. Mi s-a întâmplat să mi se spună în terapie, frateuță, dar chestia asta să-mi rezolve mie treaba? Era o, un tată, o mamă și vine cu fetița, avea uh, simptom de somnambulism, deci se ridica noaptea din pat, uh, făcea și pipi în pas, scăpau, uh, s-au dus la urologie, în sfârșit au făcut mai multe investigații, nu le-a găsit nimic și le-am dat o terapie 45 de zile, 45 de zile, atenție. Dimineața mergeți la altar, toată lumea. 2. Uh, dilitați din uh, ștergeți din uh, televizor desenele animate cu agresivitate. 3. Seara când vă întâlniți acasă, toți patru, era fată, fată băiat și mamă, tată, 3 uh, zile trei seri, tata, o seară, mama, povestioare pozitive, cu happy end. Și patru, nu vă mai certați timp de 45 de zile. Oah, ăsta la altele le fac, dar 45 de zile mă cert. Sorăm, dacă te cerți, te scapă. Asta e, te scapă, și zici o două. Începeți de acolo 45 de zile. Da, așa este terapia. Domnul de acolo 45 de zile. Dacă nu faceți 45 de zile, vă rog din suflet, nu mă sunați! Mă sună domnul, nu mă sună doamna, mă sună doamna. Frate, Duță, au trecut 45 de zile, fetițele, nu mai, fata și băiatul nu mai face pipi în pat, nu se mai ridică din pat să vorbească singură noaptea pentru că ea nu știa că am pus în liniște interpersonală, între ei o relație bună, dar și cu Dumnezeu o relație bună. Dar vă spun ceva, nu m-am mai certat 45 de zile cu soțul. Ei mă, i-am întrebat, dar dacă plecăm la un kilometru și ne certăm, copiii își dau seama, copiii își dau seama, nu vă dați seama că 40% din terapia care am dat-o astăzi și am început-o astăzi la Lomalinda de îmbrățișare, 40% este făcută pentru soț, soție, 60% pentru copii. Când vă văd copiii că vă îmbrățișați, mama mea, nu există lecție la, la religie, nu există carte de psihologie, nu există lecții parentale mai bune decât să vadă copiii pe tata și pe mama că se hăguiesc. <laughs> Cum ziceți dumneavoastră? Nevoia de disponibilitate. Nevoia de disponibilitate. Avem nevoie să, să fim disponibili unul pentru celălalt. Atenție! Înaintea jobului, înaintea banilor, înainte la orice vreți dumneavoastră, partenerul are dreptul de disponibilitate din partea ta. Înainte la orice. V-am povestit acum două serii. Când... Nu scriptic, dar mi-am pus demisia de pastor și de tot și am zis: Nu mai am nevoie de nimic. Până nu știu, soția că e sănătoasă. Și am plecat, nu m-am mai interesat, aveam nunta a treia zi. Și am plecat, mi-aduc aminte, vineri, m-am dus până la graniță. După aceea, duminica, am trecut granița, unde a trebuit să mă duc. Am avut și. Dumnezeu ne-a dat un, un om deosebit acolo care mi-a făcut o intrare la cine trebuia și ne-a făcut consultația și a fost bine. Frații mei, dacă soțul vede că soția are întâietate maximă, soțul are întâietate maximă, știi ce este? Sănătate. 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 Nevoie de atenție și închei. Nevoia de dragoste. Poate zicea că trebuia să încep prima dată cu ea. Mi-aduc aminte când ne-am pus și noi în cap să ne construim o casă, eu și soția, ca orice român, facem cât mai ieftin, adică să muncesc eu, socul meu, tata, cine mai poate? La Cazma, cum se poate? La Betoană și la asta. Și dau telefon la, îi dau telefon la arhitect și spun, doamnă arhitect, vă rog frumos, dați-mi și mie mărimea fundației, mărimea fundației, ca să ne apucăm să facem șanțurile. Domnul Duță, nu pot să vă dau mărimea fundației până nu pun acoperișul pe casă. Pentru ca să știu cât de grea e casa, știu cât de groasă este fundația. Fundația o facem cu Iisus Hristos. Fundația o facem împreună cu Hristos. Fundația dragostei între soț și soție este Hristos. Și dacă este Hristos, atunci îmi pasă de timpul de toleranță pe care trebuie să-l am față de soția mea. Acum este bolnavă și nu poate să-mi Nu poate să-mi spele. Nu-mi cad mâinile să fac eu lucrul ăsta. Nu-mi cad mâinile. Să, să fac ceea ce ar face ea. Nu scade ție mâinile, Doamnă, să spargi lemne, nu se mai spar lemne. Să faci o muncă pe care o făcea soțul, dacă el este la pat. Pentru că îmi pasă, pentru că există dragoste. Dragoste față de semen, dragoste față de, de noi, față de partenerul de viață. Parola pentru partenerul de viață iubește-l. În timpul lui. Iubește-l cu timpul lui care s-a născut. Nu încerca să-l schimbi după timpul tău. Nu. Tu trăiești după mine. și la pas cu mine. Un bărbat. Poate e mai bine așa. Parola. Stop. Am grijă de timpul ei. Am grijă de timpul lui. Amin. Am promis să mai bătălia cu vrăjitoare, este prea mult. E faină și mie îmi place. <laughs> să vedeți ce s-a întâmplat. Uh... Termin. Eram student în anul 4 la la Facultate, la Universitatea de Științe în, în Craiova, mă transferasem de la București în Craiova și fratele Peicu. Salutări de la fratele Peicu. Mi -a, când, înainte de a pleca în America, l-am vizitat la birou unde lucrează acolo la, la Curier, dânsul este director la Curier, și zic ce faci, Dane? Păi uite, săptămâna viitoare plec. Te rog, la Loma Linda, trimite salutări că oamenii mă cunosc, fratele Peicu Virgil. Așa, fratele Peicu Virgil, președinte la conferința Oltenia. Îmi, îmi dă un telefon și zice, Dane, aș avea nevoie de serviciile tale. Nu am o, un district pe care să-l păstoresc. Ai vrea tu? Da. Mie îmi plăcea să mă duc pe la biserici. Dar n-am știut că mi-au făcut carte de muncă și că mă plătesc. N-am știut. Nu era un salariu mare, dar era un pic mai mare decât bursa și nu mi-a părut rău. Și când eram student. Eram și cum să zic, lucrător biblic. Nu aveam teologia. Însă, eu mă pregăteam să fiu profesor. Termin. Termin facultatea. Termin facultatea și mă duc la repartiție. Las repartiția un pic să vă povestesc din pastorație. Aveam districtul Întorsura din Craiova din Dolj, Cioroiaș, Cioroi, în sfârșit Cioroiaș. Cioroiaș era o localitate. Era o localitate care era de oameni în vârstă, dar mie îmi plăcea foarte mult la Cioroiaș, că la câțiva kilometri era Băuren, satul unde erau bunicii mei. Și de multe ori dormeam la Băuren la, pări... la... la bunicii mei. Mă pe la bunica. La Cioroi, la Cioroi, nu, erau, nu era biserica adventistă, dar la ce era o vrăjitoare. Mă, vrăjitoare. Veneau din Moldova la Cioroi să, să întrebe, uite, copilul meu s-a uh, și vrem să știm dacă l-a înnecat cineva sau dacă s-a înnecat el. Și acum revin. Termin facultatea, mi se dă repartiția, am fost pe locul 3. Nu că eram bun la carte, dar așa s-a întâmplat, că am fost pe locul 3. Și am primit repartiție. Repartiția au primit vreo 10 studenți din câți eram acolo. Am primit repartiție la câțiva kilometri de Craiova. Și îmi iau repartiția pe care a aș scria profesor Duță Daniel. Mi-a fost drag. Am muncit și eu 5 ani de zile și nu că acum sunt profesor. Și mă duc să-mi iau catedra în primire. Mă duc cu mașina acolo. Uh, era o mașină pe care o primis în cadou de la unchiul meu, unchiul Sandu. Am primit, cum să spun, zice, mă, uh, unchiule, cumpărăm -mi și mie un trabant. Aveam 500 de dolari. Pe vremea aia nu era euro. I-am trimis 500 de dolari, mi-aduc aminte ca acum, zic, cumpără -mi și mie un trabant, să mă mișc și eu, că nu pot. Și el îmi cumpără un Citroen 15D, era cu uh, pick-up, cum ar veni, uh, așa, cu transport în spate, de marfă. Dar cu două persoane în față și cu transport de marfă în spate, uh, ca o dacie dintr-asta, papuc, așa. Și îl întreb un Sandu, cât ai dat pe ea? 1.500 de dolari. Mamă, și cum facem? Îmi dai în fiecare lună câte 100 de dolari și mi-o plătești. A, e bine. Mi-a cumpărat-o de, de în decembrie. Și când am trecut anul, să-i trimis 100 de Dane, a venit anul iertării și nu mai trebuie să-mi trimis niciun ban. <gângătă> Ce bain a fost! N-am dormit o noapte de bucurie. Așa. Uh, și aveam mașinuța aceasta, uh, diesel, și mă duc să-mi iau postul în primire de profesor. Mă duc acolo, vad la ușă la director, bună ziua, sunt Duță Daniel, noul profesor de chimie de la școală. Profesorul, directorul ia foaia, se uită pe ea, se uită la mine și îmi zice, noi avem profesor de chimie. Păi, inspectoratul m-a trimis aici. Da, este corect. Vei fi profesor de chimie. Vreau să, vă, să spun ceva. Noi am avut o profesoară de chimie care nu are facultate tu o bați datorită faptului că o dai afară datorită faptului că ai facultate și ai repartiție de la inspectoratul școlar Dolj. Însă, fata respectivă e gravidă în luna 6. Dacă tu iei postul, ea nu mai poate să ia indemnizația aia, știți că se dă o indemnizație timp de 2 ani de zile după naștere. Repartiția a fost făcută. În altă parte nu mai era niciun post să mă duc. Deci toate posturile au fost ocupate. Păi și cum să procedăm, zic eu, să o las și pe ea lângă mine, să vedeți cum să ieși pe hol și te gândești și îmi dai răspuns. Am ieșit pe hol 5 minute. și am intrat și am spus, domn director, la revedere. Am rupt hârtia și am plecat acasă. Plec acasă și mă certam cu mine. Mă, fusei profesor, fusei, e stoltean. Fusei profesor, 5 minute. Ce necaz mi era? Mă, de ce sunt bun așa, mă? Nu, mă, nu mă duc acasă. Să m am așteptat, cum e, dar la noua școală? Nu să fie. Nu mai e. Păi de ce? Am renunțat. Păi ce o cunoșteai pe femeia? nu am văzut-o niciodată în viața mea. Păi și ce te-a făcut? Nu știu, Cristina. Supărat, mi-au mașina și îmi zic, mă duc în district să fac niște vizite pastorale. Și plec în district. Făcea, aveam un obicei. Știți că se face cu autostopul în România, nu știu aici dacă se face, așa, și mai luai câte 5 lei la ocazie. Ai luai câte cinci lei la o la motorină, că era bun. Așa. Și îmi face o doamnă cu, uh, cu mâna, intră acolo și mergeam. Mergeam, mergeam. Și doamna zice, "Tu ce ești supărat așa, domnule? Ești tânăr. Atunci era mai tânăr, da. <laughs> ce i supărat așa? E, doamnă, am fost și eu profesor 5 minute și nu mai sunt. De ce sunteți profesor? De chimie. De chimie? Domnule profesor, eu sunt directoare în Cioroiași și n-am profesor de chimie. Doamnă, pui repartițiile s-au făcut. domn profesor, oprim mașina și haideți la inspectorat. Nu-mi să cred. Lasă benzina, motorina. Nu-mi dai niciun bani. Mă duc, mă duc, la inspectorat, intră acolo și mi-a aduce decizie de profesor de chimie la Cioroiaș, unde era și pastor. Mă! E infernal cum face Dumnezeu! E infernal! N-am știut așa ceva! Și făceam naveta acum în fiecare zi la Cioroiaș, mai făceam și vizite pastorale și eram profesor la copiii membrilor de acolo și la Copiii satului de acolo n-au avut uh, ore de chimie să-mi să fac o normă. Și mi-a dat și de desen și mi-am făcut o normă întreagă. Și n-a că eram profesor. Și în fiecare zi plecam la cioroiaș, la ocazie. Hai, tată! Hai, 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 hai! Când îmi dau seama, știi ce făceam. Majoritatea pe care îi luam la ocazie mergeau la vrăjitoare mă cu covoare, cu ceapă, cartofi din Moldova cărate, cu bani. Eu să stăteam o oră de vorbă cu ei și îi consiliam, să duce la vrăjitoare. Mie îmi dădeau 5 lei și la vrăjitoare îi dădeau 100 de lei. Mama luat și pe mine supărare. Și în gândurile mele de zi, în gândurile mele de zi spun: "Doamne, nu o să cadă o bombă în caza vrăjitoarei." Și treaba asta mă ia gura pe dinainte și o spun la biserică. Și oamenii au râs, copilul, așa mă părec la acolo, copilul, copilul. Și care în continuare. 5 lei, suta, 5 lei, suta. Și să vedeți că la întoarce erau necăjiți, că veneau tot la mine. Eu mă opream la cioroiaj la școală, ei mai mergeau până la cioroiul nou, la vrăjitoare, câteodată că era cu covorul, îi duceam până acolo. Și când veneau domn profesor, mă, mai, mă așteptau să terminam orele, mă lua și pe mine până la creva. Cum e? Ați aflat? Nu, de unde ați avut dreptate? Ați avut dreptate. Și căram, 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 căram din Moldova, din Bana, din asta, căram la vrăjitoare. Și mă, până când? Și mă gândesc, hai să facem o evangelizare în cioroi. Fac rost de o casă acolo, dărâm, ziduri, dărâm un zid și facem două camere unite și începem o evangelizare. Mi-a fost ușor, căci toți copiii din cioroi îi aveam elevii mei la școală. Pusesem afișe, evangelizare profesor Duță Daniel. A doua zi dispăreau afișele. Copiii veneau. Domn profesor, am văzut părintele că vă fură afișele. Să vedeți la un consiliu profesoral, la un consiliu profesoral, <coughs> părintele se ridică un om îmbrăcat în negru, cu multă rezonanță, cu, multă, cu mult respect acolo și doamna profesoară, doamna directoare, directoare care mă, mă iubea. Uhum. Și și doamna directoare, am întrebat pe copii formula apei și n-au știut-o. Eram profesor de chimie. Zic, doamna directoare, și eu am întrebat rugăciunea și n-au știut-o. Că veneau la mine la evangelizare copii, veneau la biserică și eu învățam în cor rugăciunea. În sfârșit, începe evangelizarea acolo, anunț, dăm afișe peste, dăm Uh, invitații peste tot, punem afișele și astăzi începem evangelizarea. Ținem evangelizarea, Dumnezeu prietenul planetei. A doua seară, satana dușmanul planetei. Cine, nu, cine este dușmanul planetei? Când se începe evangelizarea în a doua seară, frații zice, frații, frate zice, hai să întârziem, domn profesor, că majoritatea din domn profesor. Domn profesor, hai să întârziem o jumătate de oră, că arde o casă și să dăm și noi o mână. Păi hai că-mi vin și eu. Eu o găleată de acolo din curte, mergem acolo și pompierii veniseră. Cu furtunele, cu ăsta, stăteam de vorbă cu pompieristul de acolo și zice, domnule, uite ce se întâmplă. Ieri am, am uh, stins focul în alt sat, cu o mașină, trei case am stins. În momentul ăsta e a treia oară când bag apă în mașină și nu se duce focul. În timp ce eram pe acolo, o doamnă de 60 de ani, mai scundă ca mine, vine, pune capul pe piept, în picioare așa și zice, iartă-mă. Și soția prezbiterului vine și îmi spune, frate duță, e vrăjitoare. A căzut bomba în casa ei. Acolo s-a înființat o casă de rugăciune. Și vrăjitoarea a plecat de acolo, că nu au mai avut acces. Nu mai, nu mai veneau oameni la, la, ea. Așa a fost duelul din seara, din, seara, din, din timpul acela cu o vrăjitoare. Frații mei, vă spun ceva. Există Dumnezeu. Există Dumnezeu și ne vrea să fim copiii Lui. Vă invit miercuri seara, zic bine, la 19? miercuri seara la 19 pentru alte descoperiri din lumea familiei. Și vă spun o seară bună și o săptămână binecuvântată. Amin. Pentru încheierea programului nostru, haideți să mai cântăm o cântare. Cântarea 255 aparțin lui Isus. nostru care trăiește sus la înălțimea cerului, venim plecați înaintea ta să-ți mulțumim pentru mesajele frumoase care tu le trimiți prin servul tău. Îți mulțumim că tu ne iubești și tu ne arăți în fiecare moment cât de mult suntem drag cât de mult ne iubești și cât de mult ai grijă de noi. Te rugăm în această săptămână să trimezi tu Duhul tău ce sunt peste noi în măsură bogată și ajută-ne ca să facem cât ne stă în putere să ne putem pregăti pentru împărăția Ta și să putem să grăbim venirea Ta. Cerem să fii Tu cu toți cei dragi ai noștri care pe unde sunt, să o pe cei bolnavi și ajută-ne ca împreună să ne putem revedea curând în împărăția cerului. te în la toate acestea, fi mărit și onorat de acum și până în veci. Amin. Amin.